În fiecare zi, 35.000 de litri de apă sunt duse în zonele fără alimentare. Calitatea lichidului este pusă sub semnul întrebării, însă altă soluție gălățenii nu au. Sunt familii cu câte 4-5 copii, muncim numai la negru, la locație, asta este. Reușiți să vă achitați în sub nicio formă, nu avem cum. Păi ne-a pus per tot, al 113 milioane, apa. Trebuie să plătiți, eu înțeleg, dar din ce, doamnă, dacă e un singur salariat și mai are 4-5 copii omul în casă. Spălăm așa cum putem, covat, ce găsim noi acolo. Așa, vara mai luăm și din parc, din parcul de copii de aici. De la Cismeaua? Da, de la Fântâna Trezeană. Cel mai indicat pentru consum și gătit este cumpărarea apei îmbuteliate. Atragem atenția decidenților asupra riscurilor asupra populației care pot surveni în urma continuării acestei crize a apei reci. Mă refer aici la apariția celor afecțiuni ale mizeriei, cum ar fi hepatita de tip A, parazitozele Scabia pediculoza și nu în ultimul rând tuberculoza, care poate fi favorizată tocmai datorită lipsei respectării normelor de igienă. Asociațiile de proprietari fără apă rece au acumulat aproape 9 milioane de lei datorii față de societatea de furnizare a lichidului. Din această cauză, chiar și cei care își plătesc utilitățile la timp sunt nevoiți să care zeci de bidoane cu apă până la blocul în care locuiesc. În momentul de față avem 31 de asociații fără apă, numai că și din cadrul acestora asociațiile, reprezentanții acestora ne-au solicitat ca la blocurile, scările unde nu au datorii să continuăm furnizarea apei, așa că în momentul de față, normal, blocurile aflate în program de sistare chiar au datorii restante mari. Și într-adevăr, din cele 31 de asociații în luna mai, 13 din ele n-au achitat niciun leu la apă canal. Singura soluție pentru locatari este să încheie contracte individuale cu societatea Apă Canal, însă branșamentul unui apartament ajunge să coste 1.300 de lei, bani de care nu orice gălățean dispune.